Într-un comunicat transmis astăzi de Tribunalul Maramureș se arată că s-a dispus la propunerea de Biroul Teritorial Maramureș, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 3 octombrie, a băimăreanului de 29 de ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, efectuare de operațiuni cu substanțe care pot avea efecte psihoactive și conducere pe drumul public a unui autovehicul fără a avea permis de conducere. Mai mult, acesta și condus pe drumul public un vehicul sub influența substanțelor psihoactive, iar toate aceste infracțiuni sunt pedepsite cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani. Pentru a dispune măsura arestării preventive inculpatului, instanța a reținut că în cauză există indicii temeinice care să justifice presupunerea că acesta, la data de 2 octombrie, conducând pe drumul public fără a deține permis de conducere și având în sânge substanțe psihoactive, avea asupra lui droguri de risc, mai exact 101 punguțe cu rezină de cannabis și 49 de punguțe cu substanță care conține 5FMDMB, PICA, ce face parte din clasa canabinoizilor sintetici și erau destinate pentru consum propriu și pentru a trafica, se menționează în document. Inculpatul a contestat hotărârea tribunalului Maramureș și dosarul urmând a fi înaintat curții de apel Cluj pentru soluționarea căii de atac.